Bună ziua, domnul profesor, și bine v-am găsit aici acasă la dumneavoastră, în palatul acesta, bine îngrijit și frumos. Mulțumesc de orare. Domnul profesor, sunteți cunoscut și recunoscut, nu numai în plan local, ci în plan județean și probabil și mai departe, pentru contribuția adusă în cadrul culturii și a învățământului românesc. M-a rugat pentru început câteva cuvinte despre începuturile domniei voastre. Începuturile? Ați de mult de prin 74, înainte de 74. Știți dumneavoastră, omul la un moment dat intră într-o criză, o criză de identitate. Eu am intrat în criza asta cam la 30 de ani. Și îmi puneam întrebarea mea, păi cine-s eu, cine-s ai mei, de unde-s, de unde vin? Și am căutat să găsesc la alții, n-am găsit și atunci m-am apucat eu să adun. Am adunat și am făcut ce am putut. O monografie, un muzeu, alte cărți în legătură cu viața noastră, cu teritoriul de aici. Monografia este la zi? Este editată mai de multă vreme? Nu, e editată mai de mult. Aveți în vedere să o întregiți, să o completați, să o adăugați? Îi intenționam să îi fac o ediție a doua. Și apucându-mă să revăd materialul, mi-a apărut o carte. Săptămâna roșie, săptămâna care nu trebuia să fie, care a apărut anul ăsta. Nu știu, nu v-am arătat. O am pe aici. Editate de dumneavoastră, da? Nu, editate de cultură de la Vaslui. Și autor dumneavoastră? Autor eu. Ce tratează? Păi tratează exact evenimentele dintre 23 august și 31 august 1944 aici, dar din punctul de vedere al memoriei colective. Asta înseamnă că ați investigat, ați făcut înregistrări cu... Categoric, am multe înregistrări, cred că sunt 150, dacă nu mai multe. De când pasiunea pentru istorie, domnul profesor? Pasiune pentru istorie v-am explicat mai înainte. Nu știu dacă e pasiune pentru istorie. Am vrut să știu care mi-s rădăcinile și încotro mă duc. Nu știu dacă e pasiune pentru istoria asta. Și cercetând, sigur, a apărut... Tot dumneavoastră conduceți și editați o revistă. V-am rugat să o prezentați. Ce fel de revistă, ce tratează, la ce se referă? Revista Vulcan. Este o revistă pentru identitate. În cadrul revistei găsim autobiografii, biografii ale oamenilor. Mă rog. Personalități sau și oameni? Personalități și oameni obișnuiți. Vreau să le pun la dispoziție cititorilor viața unor oameni care sunt un exemplu sau mai puțin un exemplu pentru ei. O revistă cu caracter special și special e anunță prin faptul, și prin faptul că domnia voastră sunteți singur care vă ocupați, singur care munciți și singur care vă scoate. Cine vă ajută? Mamă, colaborator. L-am pe Vicol George, care e corectorul revistă. Am văzut. Acum l-am dat. L-am pe diaconul Ioan Vasile, fiul meu, care mă ajută la tenoredactare. Tenoredactare. Sigur. Și cei care scriu autobiografii. În numărul de acum o să apară o autobiografie a fostului primar de Vaslui, Grigore Muntean. Și o să meargă pe... Primarul socialist. Da. Înainte de 89. Nu știu dacă are importanță. Da, este un om care a făcut ceva pentru Vaslui, eu consider așa. Domnule, câte lucrări ați publicat până la urmă? 3. Ca să știe lumea. 3 lucrări. Aveți, manuscrise de sertar? Mai așteaptă ceva la rând? Sunt, despre școală, sunt acolo, care așteaptă la rând. Discipoli, aveți oameni care să vină din urma dumneavoastră cu aceleași preocupări pentru viața satului, pentru istoria satului, pentru cultura satului? Ei, aici nu. Astea sunt cărțile care le-am publicat.
monografie comunistă. Asta o știu. Vatican despre cultură și săptămâna roșie. Astăzi. Două cuvinte sau de fapt două fraze despre o altă pasiune a domniei voastre și anume despre muzeul la care ați pus suflet, trudă, umărul, mintea. Este identitatea noastră, muzeul. Adică este certificatul de identitate a așezării Vatican, a așezării din jurul Vatcanelor acolo. Începând cu Paleolitic și... La modul practic, ce conține? Conține istorie veche, dar... Conține istorie și etnografie. Sunt două... Istoria, două secții, acum aveți și arheologie, deci arheologie și... Arheologie și istorie medie, istorie contemporană. Toate băgate, băgate în expoziția. Tradiții, obiceiuri, obiecte sunt? Sunt destule. Portul popular? Nu. Foarte puțin. Foarte puțin reprezentat. Am avut portul popular, dar prosoape chestii din astea și ceva din portul popular, dar odată cu evenimentele din 89, știți cum era atunci, intrați copii, totul e a vostru. Cam așa se petreceau lucrurile. Domnul profesor, o revistă se scoate greu și dincolo de cheltuiala de timp și de inteligență și de suflet și de pasiune, există și cealaltă cheltuială, strict materialul financiar. Sunteți ajutat? Da, câteodată. Când nu s-a ajutat, mă ajut din buzunarul meu. Asta voiam să spun, am băgat... M-am probleme cu partenerul de viață, dar se rezolvă. Pe final de interviu v-aș ruga să adresați câteva cuvinte tuturor celor care vin din urmă și celor care trebuie să vă sprijine. Pentru că, iată, o muncă de o viață și o viață frumoasă, nu-i așa? Și importantă. Știu eu. Să aibă grijă de trecutul nostru, că dacă se pierde trecutul, apoi nu mai știm unde mergem. Să aibă grijă. Domnul profesor, cu bucuria că ne-am văzut și am aflat lucruri noi și cu promisiunea că vom face un interviu mult mai larg și mai amplu, vă lansez cu Radu Cefal, revistii Meridianul Cultural Românesc și al ziarului Meridianul. Echipa mobilă a televiziunii voastre, domnul profesor dr. Marin, vă mulțumim foarte mult, vă dorim succes pe toate segmentele domniei voastre de viață și activitate. Vă mulțumesc și de vizită și de interviu.